Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un episod din o serie nouă, dar nu știu dacă va fi o serie. Dacă strângem multe like-uri, va deveni o serie. Ei bine, în episodul de astăzi vom reacționa la câteva videoclipuri salvate de către mine, de pe TikTok. Și dați acolo, nu știu, facem undeva la 200 de like-uri, zic eu, da, și subscribe, facem 1100 de abonați. Bă, dar termină-te! Nu mai da veri, că după nu mai poți să tai. Ești coxat. Și cum e Nu mai video? da. Ia taci, ia taci, ia taci. Hai, ești pe share? Ah. Dar știu pe asta. Ah. Ia uite, mâncați și gata. Ia uite și tu. Mă, uite câtă geamă ești, nebun, dai seama ce antifonare? Stai, dă la blindat. Uite, V12 aici. Ia vedem. Ce ratare ea. Uite-l pe ăsta, Veri, uite și tu. Dă-i seama ce s-o fi gândit asta aici, unia. Uite cum vine, uite și mai și alergă așa dubios. Mamă, vere. Ia. Ia. A luat pe o plesă. Vere, o știi pe fetița asta? Pe Uite cum intră Vere după scenă, și la 2 ani sau cât are, 3 ani, ia. Asta e așa. Nu știu. O știi? Da, era stomp pe TikTok. Da, ia. Ia uite-l pe ăsta. Mamă, ce smurt așa. Asta, și uite-l pe ăsta, Veri, uite și tu. Google Card, asta, te zic, ia. Ia uite-l pe ăsta. O mergi mai găcăcios. Ia. Uite, Veri, bă, cică, wow. Cică, wow, bravo, Gianni Chiriță, reacție de luptători, ia. Ia uite-l pe ăsta. Și că așa e când la 5 dimineața și noi încălzire în clape. Uite-ți veriți de gola. Uite, bă, deci asta e incredibil, mă. Deci, uitați-vă la păpușa asta din dreapta. Din dreapta. Ia. Să vedeți că se mișcă. Îi face cu mâna sau moară. Uite, ai văzut? Este, vezi că îi face la un moment dat cum, gen, ridică puțin mâna așa, ea. Uite acum, ea. Aia din dreapta, ea. Ai văzut? Ai văzut, mă? Bă, poate să de jucărie au Băi, vede. Asta așa. Ia uite, mă, te-ai uitat la videoclipul ăsta? Merg încet. A? Așa scot și sunt persoane care, indiferent de mașina pe care o conduc... Zi-mă, îl știi? Nu, mă. Ia, ascultă, ia. Și sunt persoane care, indiferent de mașina pe care o conduc, merg încet. Și așa scot românii consumuri mici, pentru că la modul real își trec mașinile pe viraje. Ia uite, vede ce a zis să vorbim, ascultă ea. Pentru că la modul real își trec mașinile pe viraje cu niște mașini diesel care oricum în general consumă relativ puțin și se miră sau dau pe forumuri tot felul de comentarii că mașina lor consumă 3. Dacă îmi dă mie mașina aia, nu mai consumă 3. Totdeauna când am făcut teste cu mașini... Bă, vede, tu ai auzit ce ai să sta? Ceva merge pe curbe de 3 bă, și. Ia uite. Mașinile pe viraje. Uite vrei cum zice ea. Diesel care e mici pentru că la modul real își târâie mașinile pe viraje cu niște mașini diesel care oricum în general consumă relativ puțin și se miră sau dau pe forumuri tot felul de comentarii că mașina lor consumă 3.
dacă îmi dă mie mașina aia, nu mai consumă 3. Eu întotdeauna când am făcut teste cu mașini diesel de 2 litri și aproximativ 180 de cai, am avut cifre în jur de 8 în extraurban. Peugeot 508 HDI 180 de cai, 8-7 consum. Octavia 2.0 TDI 184 de cai. La mers de autostradă cam 7-8-8-2 în intervalul ăsta. Așa merg eu. Și comparând cu cât îmi consumă mie mașina pe benzină, mie nu mi se pare o minune consumul ăsta de diesel. Dacă mergi cu 90 pe autostradă, normal că o să-ți ia 3.5-4. Dar ar trebui să nu-ți dea voie. 30 km. Te simți aici, în asta, de ce aici ăsta? Ia uite, Vere, să moare dacă te întâlnești să ia. Cică, amețiul, știi? Da. Cică, acel moment când profa îl pune pe alfabetul clasei să citească, să mori. Uite, deci ai scris câte calorii are un hamburger. Bă, eu zic, câte calorii are un hamburger de 100 de grame de la McDonald's, ia. Câte culori are un hamburger 1000 de grame McDonald's? Și băi, zică, mamă, câte culori are. Yeah, nu cred. Ce l-am trimis și yeah. Mă, merite cum intră de mare. Ia uite-l pe ăsta, boys. Dar are muzică de asta. Bă, uitați videoclipul ăsta. Parcă se câștigă. Dacă mă gândesc că și... Tati. De multe ori mă gândesc că parcă se câștigă prea mult în fotbal și alți oameni care muncesc zi de zi 8 ore sau eu știu, nu au venitul nostru, dar nu știu, și noi muncim la fel de mult, încercăm să ne mamă, a plecat răceana. O sta așa. Mamă, uitați aici. L-am împins pe ăsta de mamă, direct în piramidele alea băgat. A, uitați și videoclipul ăsta. Aia. A plecat puțin în amețeala. Așa. Așa. Ia stai mișto. Yeah. Asta e același. Ce mi-am eu pe aici așa mișto? A, și ăsta e. Ia, deci uitați-vă la canalul ăsta aici. Ia uite-l omul că-ți. Nebun la cap, dacă nu-i creier ăsta este. Ia uite-l, da. Gata, o? Ia de vedem ce mai avem mai aici. Știi videoclipul ăsta? Ia uite. Deci cum face stadionul, Gideon? Care e stadionul? Așa. Ia pune-l pe alții cu smotiuri. Josu, bă, ăla. Care? Ăsta? Da. De-asta ești așa urâtă, mă, zdrențo. Nu bei destule smotiuri. Are o voce așa ciudată, dar plăcută, nu știu, gen cum face smotiuri, așa, nu știu, cum îi patinează vocea așa, nu știu, știu. Ia, vezi. Nu suport să mă duc la școală, bă, dacă mă duc la școală, eu nebunesc. Știu că pierd un timp, bă. Ia auzi, zic că eu nu pot stau 4 ore în bancă, dar noi avem câte 7 ore, eu. Gen. Deci, de adevăr, eu nu pot stau nicio oră. Yeah. E voastră la beach, please? Ia, yeah, cică. Cică nimeni nimic. E voastră la beach, please. Ia, yeah, uite unde aruncat-o. Ia uite-l mere. Zic că nimeni nimic e masă la beach, please. Ia uite-l ea.
Bă, dar pune-mi pe aia cu... A? Pe aia cu... Bă, vă trucați, mă! Cu ce pula mea vă trucați, mă! Unde mă, care? Caută ghebasel, bitch, please. Bă, nu caut azi, doar așa. Pune-mă, caută, ghebasă, bitch, please, și gata, și gata. A, da, mă, știu. Pune-l că-i Caterinca, păi altceva ce mai pizezi, la mocasinit. Uite, gheboasă. Care, mă? Yeah. Yeah, da, e că nu e. Hai, următoarea piesă, toată lumea să câte cu mine. Dar dă-i direct cu butoanele taci, alea taci. Acolo din dreapta. Ce ești tu? Da, uite, e intră pe primul video, să știi, nu știi că... Yeah. Da, mă, știu. Știu, mă. Bă, deci efectiv ieri a murit la gheboasă. Imaginați-vă să mergi la concert să facă omul așa. Ia, stai, mă. Bă, dar nu găsesc, mă, ăla. Samoroilo, ești inima mea. Nu mai mă înjura, bă, că nu ți-am făcut nimic. Aha. Să nu mai uite bine cu ce e, uite cum face din Asia. Vreau să nu mai amarf. Ia. Nu mai amarf, miros. Ia, ce că bă, vă... Cu ce pu... Yeah. Cu ce pula mea mă drogați, bă? Miros, nu mai amarf, ai luat ochelari ăștia. Luați ochelari, uite, mai vorbea două cuvinte, nu știe, luați tricou, luați ochelari. Vreți să mă dau, mă, bine? Dar cum făcea cu bandana aia să mă arăt via. Da, mă, așa. A, dar nu mai sumă, vere. Delir, mă. Uite, vere, cu bandana aia. Bravo, mă, așa da. Ia. Yeah. Așa da. Cum s-a rupt bandana? Mă puc cu spatele. Să filmeze cineva. Filmați, vă rog frumos, filmați! Ia, și iar o aruncă greșit, ia. Mă apuc cu spatele. Ia. Yeah. 2, 3 și... Ia. Yeah. Ce să facem? Mamă, e greu rău. Ce să facem? Ia. Yeah. De aici. Hai iară, filmăm iară, da? 2, 3 și... Artistul meu... Bă, cam atât cu astea, gen. Hai, mai uităm pe aici. Ce mai avea? Aia! Cum a fost în pușcărie? Am fost bine, ia! Yeah. Mă băiesc, care e șeful de aici? Yeah. Păi, uite, mă, eu sunt aici. Ghezi cine e bine să se... La mea, mă îngrăsa. Tu ești șef. Deși mi-e pot la unul. Eu sus la doi. Sus la 2. Da, uite cum face aici, cum pleacă în lateral așa, direct cu picioare și cu pumnea. Ia. 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 Oh, vine cum se aude și că a dat drumul la FP3 sau alea. Ia, uite, vene, uite ăsta, știi? Da. Ia. Răceala a fost inventată de oamenii. Ia zi. La care se dau? Că ai însit el pe George. Ia, uite ea. Cu Man City a fost încălzire, se vedeți. Ia pune pe aia cu Ayana Cardas. Asta? Uite-l pe ăsta, băi. Mamă, cum se aude aici. Ce mai avem, mă? Mă, m-ai văzut ăsta, vere? Mă, direct în geam să mă mare, băi.
Bă, ce mai am eu pe aici, mă, mâncați? Bă, cam atât. Că dacă e poate să rămână și pentru următorul episod. Bă, uitați acolo multe like-uri să continuăm cu seria asta minunată, mi-e place chiar foarte mult. Noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!